Bună dimineața, prieteni! Am revenit și eu pe canalul meu de YouTube, Pupu Mex de la Strehaia. Prieteni, nu v-am mai filmat două zile. N-am avut telefon, am zis pe canalul Lumina Rudenus. Mamă, dar nu prea merge bine telefonul ăsta, nu știu dacă filmează. Cum? Tremură imagine. Le-ai luat bun. Ia. Yeah. Nu, e un iPhone XS Max. Nu e de la 13-14 cum aveam eu. Asta e un XS. L-am luat provizoriu până după Paște. E scump un telefon de la 1000 de euro. Așa că l-am luat. Ți-l dau ție pe asta. Pe asta am dat prieten 200 de euro. Mi-a dat mie cu 200 de euro, bine? Da. Pentru că nu aveam telefonul ce să bag cartela. Știți cum e cu iCloud-ul, cu iPhone-ul? Ce ne face aici? Se face o mâncare de post, mănâncă zacuscă, roșu, de post, prieten, pentru că am început... Dă-te asta, trebuie. Am început, prieten, de astăzi, toată săptămâna, cu post. Okay. Inclusiv toată lumea de la noi din casă. Mă dau ceapă. Ce? Ceapă, vezi. Da-mi. Ce faci, varză călită? Și varză și ciorbiță de gatofi. Bravo, hai. Să mâncați. Hai, fai. Prieteni, haideți să vă spun două vorbe. N-o lungim de nea Mișu. Am fost... N-am filmat, dar na, unii cred, nu știu, mi-a dat cineva un mesaj. Dar stați că vă lămuresc acum. Prieteni, Nea Mișu, știți că era la etajul 4, acolo, pe secția aia, acolo, la unde s-a operat. Se vede bine sau? Se vede, dar pe asta nu poți să dai 0,5 alea. Nu, nu. Nu poți. Trebuie să apropii cu așa. Pune asta, vrește. Nea Mișu, știți cum spuneam? Nici nu știam când s-a operat și că l-a băgat iar seara, căldurea. El cobora jos 4 etaje, nu-l lua pe lift, v-am zis din prima zi asta, cobora, urca, ieșea afară pe bancuța acolo la aer și fuma. Și îl durea jos, el are probleme că îi trebuie plasă la burtă și s-a umflat jos. Și îl durea rău, au încercat doctorii că să împingă acolo umflătura aia, nu știu cum, ce spunea. Și nu putea pentru căldurea nea pe Mișu și l-a operat de hernie, prieteni. Că hernia, știți cum el durea și era umflat așa ca un ou așa mic. Au încercat și că mi-a zis el că să împingă acolo și n-a, deci n-a reușit. Și l-a operat și l-au mutat la salonul la etajul 6. Am fost la el, i-am dus mâncare, i-am dus prelungitor, pentru că televizorul era departe de priză, acolo. Și cam atât, prieteni. Mi-a zis că e ok, mi-a zis și doamna asistentă, băi, e bine, n-are nimic, pentru că el, după o zi, s-a ridicat din pat, merge, iese la țigare, n-am cum să mă înțeleg cu el, prieteni, asta e treaba lui. Eu nu sunt lângă el acolo să îl țin la pat. Mi-a zis și doamna de acolo, domne, este la țigare pe hol, dar și că e o faptă bună, adică e bine dacă s-a ridicat de după operație, după o zi repede, se plimbă așa încet. Nu, e bine, prieteni, și cam atât. I-am dus măcăric, mâncare, și grătar, și pește, i-am dus și prelungitor, suc, apă, i-am lăsat și lui acolo niște bănuți. Și după aia am cumpărat telefonul ăsta, prieten, că nu aveam. Cam atât. Zilea lume să înțeleagă banii care i-a primit Nea Mișu, suma aia cât a primit, nu vrea să, a zis să-i le păstrez când o veni acasă. A, păi spune-i lui doamna sau cui? Păi spune-i lui doamna privat, da. Da, i-a trimis lui Nea Mișu cineva, la Lumina, în cont, i-a trimis, spune-i da, 3 milioane. 3 milioane.
Adică 60 de euro i-a trimis dumneavoastră Mișu. Așa s-a oferit doamna, noi îi mulțumim. Și... La câteva, dar Mișule, vreți să-ți aduc banii? A zis, păi ce să fac cu ei aici? Lasă-mi când vine acasă. N-are om să cheltuie bani acolo, are de toate, are, i-am dat eu bani. Țigări, n-are ce să facă cu banii. Când... Poate vrea să-și cumpere și el ceva pe ei. Normal, când o să vină acasă săptămâna asta, mâine, păi mâine... Să îmbracă și el după aștii. O să meargă și el cu noi să-i cumpăr și lui ceva. Oricum mai pun și eu niște bani să-i cumpăr haine noi. Oricum îi dăm noi. Oricum îi dau eu și... Trebuie să spunem acum. Acum nu. Spune-mi cu pene. De ce? Că suntem prea corești cu Neamișu și... Cum? Chiar ne pare rău de el. V-am zis să-l consider ca tatăl meu. Da. Zacuscă? Da. Zacuscă asta e făcută... Câmpiană, asta e zacuscă care e făcută de voi. Și-mi pare rău că nu mai e. Mai e un borcan mic. Un borcan mic. S-a mâncat. Dar uite și tu cum a stat, nici eu nu mă așteptam. Nimic, nimic. Deci nu mai avem. Nu mai e un borcan mai. Și ăsta e gem. Da, uite și tu, mai dat tot. Mă, ce e făcut de câmpiana. Dă-te. Dă pâine și asta. Da, prieteni. Ne facem treaba. Vreau să plec până la București să-mi aduc două Arego acasă, dar am reușit, am deschis mașina, am trimis platformă fără cheie. Cheia este la mine. A desfăcut mașina, platforma, o să vină două Arego peste vreo 2-3 ore acasă, o să filmez și o să-l vedeți, că n-am mințit. Mașina lui Lumina care va circula cu ea. Toată lumea nu-mi să vedeți mașina mea care... Mașina mea din 2010, să o vedeți, prieteni, cum arată, era unicată. Nu mai e mașină, dar era cu motor mare, o să vedeți, prieteni. O să ajungă mai târziu. Și n-am mai plecat să-mi aduc mașina. Dă puțină sare. Sare afară. Bună, Zacușca. Sare. Ia de un cuțit. Da, bubulina mea. Da, prieteni, ce să vă mai zic. Am fost supărat că mi-am spart telefonul. Ce să vă zic? Am prins cu mâța asta. E, mâța asta, nu. Deci telefonul de 1000 de euro mi l-am spart. Asta e, ce să mai zic. O pagubă de 1000 de euro. Dar și televizorul, care nu l-am mai cumpărat nici în ziua de azi. Nici televizorul, nici... Sună cineva? Bună, Zacuscă. Bună. Ai făcut ciorba? Mm-hmm, de cartofi. Vrei? Da, prieteni, peste două zile, s-ar putea mâine, poi mâine, să mergem la cumpărături. Să-și cumpere fetele, copiii, ce vor. Eu am costume, am de toate, am cămăși. Îmi cumpăr o pereche de pantofi, că așa e bine. Mulțumim lui Dumnezeu. Nu știu, mi-a puțit. Hai, nu mâncați și voi tot odată. Mi-a ținut cu zboream, puțină fel, mi-a tu și mănâncă. Da, prieteni, ce să zic, da? Cu porci am terminat. Am început să tai iarba, o să mă schimb acum, a venit unul de a tăiat aici puțin și o să încep eu acum, nu fac de lucru pe aici, n-am ce să fac. O tai acum și o mai tai și vine, eu știu, nu vine, nu știu. Să intru și în vie pe acolo să tai. Bagabantele mele, ce faceți? Ia uite.
trebuie luat cotețul ăsta după pași de aici și să le fac coteț fain țarc acolo. Da. Mamă, cum face imaginea la telefonul ăsta, nu e cap 14-le. Astăzi să aduc meseria să punem cuptorul ăsta, prieteni. Să legăm la priză, să scoatem asta că e trifazic. Se punem pe priză normală, aici frigem curcanul. Cuptorul, nu știu, să văd dacă pot să îl dau drumul, dacă nu frig la mama. Rotisorul. Nu mă lasă câmpeana să băgăm mielul, o să-l băgăm la cuptor. Rotisorul meu e intact, numai baterie îi pun și a pornit. Deci nu trebuie nimic, vedeți? Na, ne pregătim aici, curățenie, mai trebuie punem asta în funcțiune astăzi. Ne facem de lucru, prieteni. Prieteni, sunt așa puțin supărat de... Parcă nu am energia aia, cum făceam eu cu câmpeana, râdeam, făceam, când am tăiat și porci. Pentru că... De telefonul ăsta, că am spart 1000 de euro, vă dați seama, s-o cumpăr altul ăsta, nu filmează bine. Da, asta e. Gata ciorba, hai că să mâncăm toți. Nu pot să mănânc, hai că spun ciorbiță. Păi prea caldă, lumina unde sunt? Dă nu să știa, s-au trezit. Nu știu, nu fusei numai la bucătărie de azi dimineața, fusei. Să ținem cu mâncarea, după aia avem, mai avem treabă ca o multuță. Păi da. Când mergem și noi, când mergem, prieteni, să mergem la cumpărături. Să mergem mâine sau miercuri sau joi? Mergem. Mergem. Ce s-a vrut și copiii? Vedem. Prieteni, mai târziu vă arătăm mașina și ce mai facem pe aici. Și... Trebuie să tai. Prieteni, a luat și lungâia, să-i taie și lui iarba. A plecat și a lăsat. A plecat. Tăune care a tăiat porci la, la patroana. Da, nu ne merge. Trebuie să muncim noi. Da. I-am dat 10 lei să beau o bere până m-am dus, ne-am cumpărat fir. N-a mai venit. Cred că l-a luat patroana să-i taie porci. Aha, da. Da, că mai are porci de tăiat, da, sigur la patroana aia. Da. Hm? Cred că. Mai e bine așa, și așa n-am ce face, să mai dau banii la ala. Mă schimb eu acum și da, eu îmi fac de lucru aici, acasă și eu. Păi da. Nu? Prieteni, atunci ne auzim mai târziu și începem să revenim. Pentru că nu-mi place să fiu supărat așa. Ne-am trezit, am vrut să plec la București și sunt așa, nu știu, pe gânduri, dar îmi revin astăzi și vă filmăm cu Caterinca noastră și am ceva important să vă spun diseară pe vlogul care o să-l punem mai târziu. Pe ăsta îi dăm drumul acum, prieteni, vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă și minunată.